La un pas de tragedie a fost o șoferiță după ce mașina în care se afla a fost ricoșată de un microbus de transport. În urma impactului, femeia a fost transportată la spital. Ieri seara a avut loc un accident rutier pe DN6, pe Valea Cernei. Au fost implicate un microbus și un autoturism. În urma impactului dintre cele două autovehicule, șoferița de 33 de ani care se afla la volanul autoturismului a rămas încarcerată fiind în nevoie de intervenția pompierilor. Aceștia au reușit să extragă victima conștientă, însă femeia a fost transportată la spital pentru mai multe investigații medicale. Seara trecută, două echipaje de pompieri din cadrul gărzii de intervenție Orșova au intervenit cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs între un microbus și un autoturism pe drumul național 6, zona Valea Cernei. În urma accidentului, o persoană a rămas blocată în autoturism și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru extragerea acesteia. După acordarea îngrijirilor medicale, femeia a fost transportată de către un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță la spital, acesta prezentând politraumatisme. Paramedicii SMURD au acordat primul ajutor șoferului microbusului, care ulterior a refuzat transportul la spital. Seara trecută, poliția municipiului Orșova a fost sesizată de un bărbat de 47 de ani cu privire la faptul că pe DN6, în afara localității Orșova, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că o femeie de 33 de ani din municipiul Orșova, în timp ce conducea un autoturism pe DN6, zona Valea Cernei, a intrat în coliziune cu o auto utilitară condusă de un bărbat de 56 de ani, cetățean german. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a ambilor conducători auto. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducătorul microbuzului a refuzat transportul la spital. În urma accidentului rutier, circulația a fost blocată pe ambele sensuri.